Alimentele ținute în condiții improprii ne pot băga în spital. Autoritățile recomandă prudență maximă, mai ales în această perioadă. În plus, rezultatele ultimelor controle sunt alarmante. Inspectorii au găsit produse care nu respectau nici condițiile minime de igienă, iar altele erau expirate. Au fost confiscate aproximativ 10 tone de carne, 3 tone de lactate, 4 tone de pește și 183 de kilograme de ouă. Marfa în valoare de peste 170.000 de lei a fost incinerată. S-au dat și amenzi în valoare totală de 2.000 de lei, dar și 4 avertismente.